Salut! Numele meu este Mihai Morar, de meserie depanator Radio TV. A fost mai degrabă o devenire naturală. Nu pot să zic că am dus lupte seculare pentru a ajunge aici și nu cred că mi-am propus vreodată să ajung aici. Sau nu cred că ăsta este maximum pe care mi-am dorit să-l realizez în viață. Eu, fiind foarte pasionat de meseria asta și fiind, cred, unul dintre cei 15% dintre pământeni care se trezesc dimineața și merg cu plăcere la muncă, eu mă consider un norocos. Pentru că fac exact ceea ce îmi place. Sigur, e o meserie în care trebuie să faci multe compromisuri. Nu este nici pe departe visul copilului Mihai Morar, care prin jobul ăsta își dorea să schimbe lumea. E mult mai pământeană activitatea asta pe care o realizez. Ce vrei să te faci când erai mic? Exact asta. Vreau să lucrez în radio, sigur, cu mici variații. Într-un an, probabil, îmi doream mai mult să ajung jurnalist la un cotidian. Într-un an, îmi doream să fiu editorialist la o revistă. N-am visat, uite, de exemplu, niciodată să prezint o emisiune la televizor. În schimb, radio a fost visul meu constant. Nu mi-am dorit niciodată să... N-am avut visă de genul să fim lider național cu emisiunea de radio. Lucrurile astea au venit în timp. Poate pentru că le-am meritat, poate pentru că am prins un culoar, o nișă favorabilă. Important e că mi-am dorit să lucrez într-un radio mare. Am făcut asta de două ori la Radio Contact, apoi am ajuns la Radio 21, unde l-am cunoscut pe Daniel, unde am făcut echipa de matinal, care a intrat acum în al 8-lea an. Mi-am împlinit visul ăsta de a lucra într-un radio mare, cu Radio Contact și Radio 21, iar ceea ce a urmat n-a mai făcut parte din niciun vis. Ne-am trezit într-o vară străini la propriul nostru loc de muncă. Eram lider național cu matinalul. Aveam atât de mulți ascultători încât reușisem dintr-un radio cu o rețea de mărime medie să-l facem lider urban pe național, dar nu mai veneam cu plăcere la muncă. Dintr-o dată, ceea ce visasem amândoi din tinerețe să facem radio, nu mai era pasiunea noastră. Și atunci am trezit, repet, străin la propriul nostru loc de muncă și am luat decizia să tăiem în carne vie. Ne-am dat demisia fără a ști ce facem. Asta, eu recunosc că a fost o inconștiență și nu sfătuiesc pe nimeni. Nu are de-a face cu niciun manual de, nu știu, orientare profesională sau de pași în carieră. Nu faceți așa cum am făcut noi. Calculați-vă înainte pașii și când mergeți într-un loc sigur sau începeți ceva pe cont propriu, dar niciodată nu vă dați demisia dintr-un loc fără a ști ce faci peste o săptămână. Restul a fost noroc. Am avut de ales între a continua la un radio deja stabil pe piață. Sigur, un radio pe locul 3, dar nu asta ne speria cel mai mult, sau a începe ceva de la zero. Să fim primii doi angajați a unui nou proiect. Și cred că norocul nostru a fost că nu ne-a luat cineva mințile în momentul ăla și nu ne-am pus șefi. Și ne-am ales șefii, ne-am angajat noi
șefii și le-am zis, de astăzi înainte, voi sunteți șefii noștri, voi ne dați ordine, noi suntem niște simpli angajați. Și așa am rămas, depanatori de radio, în radioul pe care noi l-am creat. De-a lungul vieții ai încercat să-ți faci norocul cu mâna ta? Sau te-ai lăsat în voia lucrurilor? De obicei cu mâna ta ți-l faci. Noi îl chemăm, noi îi spunem noroc, pentru că nu știm de unde vine. Dar fără foarte multă muncă, este imposibil să răsară norocul. Sau trebuie să fii foarte norocos, trebuie să fii cu stea în frunte ca să aștepți să scadă ceva din cer. Eu nu cred în mana cerească. Eu cred în lucruri făcute repetitiv, zilnic, sau dacă se poate mai bine de la o zi la alta. Bineînțeles că e noroc că ne-am cunoscut eu și cu Daniel. Dar ce a urmat după, sunt nopțile noastre nedormite, sunt zecile de mii de kilometri prin țară, alergând de la un eveniment la altul. Eu cred că asta ne-a ajutat până la urmă. Noi realizăm un produs popular. Nu ne-am dorit niciodată să fim un produs de nișă, nu ne dorim să facem radio pentru elite sau pentru o categorie socioprofesională. Lucrăm la un post de radio generalist, care trebuie să acopere cât mai mult din piață. Și asta ne-a ajutat foarte mult. Noi am avut ani de zile în care weekend de weekend eram în cel puțin două orașe din România. Îți dau un exemplu. Vineri seara eram la Brașov, prezentam un concert într-o piață publică. Sâmbătă dimineața eram la Iași, la un eveniment corporate. Și sâmbătă seara eram la Piatra Neamț, la un eveniment la deschiderea unui club. Și asta e doar un weekend din ultimii 5 sau 6 ani. Cum erai tu ca licean? Îți mai aduce aminte? Eram foarte activ profesional. Lucram la ziar și vorbeam la radio. Era să zic invers. Vorbeam la ziar și scriam la radio. Și pe urmă, în facultate? Asta era singura mea plăcere în respectivul moment al vieții mele. Abia așteptam să ajung la radio sau la ziar. Ce sfaturi dai pentru cei care vor să evolueze mai repede? Să nu asculte niciun sfat. Eu am fost invitat acum două săptămâni de elevii de la Liceul Lazar, o excepție frumoasă din țara asta. Acolo am văzut niște oameni interesați, am văzut sclipiri în ochi. Sunt foarte rare momentele când vezi tineri din generația asta care să fie interesați de viitorul lor. Trăim o viață pentru care astăzi este important, ieri nu contează, mâine nu ne interesează. Dar oamenii aveau o sclipire în ochi în momentul în care vorbeau despre anii lor. Am văzut elevi în clasa 9 care știau foarte sigur ce vor să se facă. Și nu genul doctor, inginer sau studenți la ASE, economiști. Erau studenți care vreau să se facă regizori, actori și așa mai departe. Și asta m-a întrebat și ei. Ce sfaturi ne dai în anii care urmează? Niciun sfat. Asta e vârsta la care e bine să mergi pe drumul tău. Dacă ești o personalitate, dacă ai un profesor care să te cucerească și să-i savurezi fiecare vorbă și dacă ai niște părinți care știu să te țină în niște limite, urmează-ți drumul tău.
Eu n-am ascultat, maica mi-a vrut să mă, să mă facă orice altceva decât slujitor în meseria asta. Însă eu știu din clasa a 6-a sau a 7-a că asta vreau să, să mă fac. O altă întrebare. Ce cărți îți plac? Sau ce carte îți place? Care e cartea ta favorită? Ca literatură îmi plac mult scriitorii sud-americani, de la Vargas Llosa la García Márquez. Recunosc că în ultimii 2 ani m-am axat foarte mult pe lecturi de specialitate. Eu am început televiziunea ca pe o joacă, ca pe un apendice neimportant al a radioului. În continuare, radio e cel mai important. Dar mi-am dat seama că lucrurile devin serioase și că trăim într-o epocă în care entertainmentul este este o disciplină, nu e o joacă de copii. Și s-a transformat, sau cred că se va transforma și în România ușor, ușor. Și atunci lecturile mele în ultima vreme sunt cam exclusiv în zona asta, ori biografia ale oamenilor care au lucrat în domeniu, ori e tot felul de cărți despre cum, de la cum să scriu un scenariu de sitcom la reguli de televiziune. Una dintre cărțile care mi-au plăcut foarte mult, pentru mine e un, nu e un model, dar e un personaj inspirațional, este Piers Morgan, care a plecat tot din presa tabloidă din Marea Britanie, a condus cel mai mare tabloid, a ajuns în juriu la un concurs de talent în Marea Britanie, după care s-a mutat în state tot ca jurat la un concurs de talente și anul trecut i-a luat locul lui Larry King la CNN. Un britanic care reușește în Statele Unite să aibă o emisiune de un principalul talk show de prime time al lor, mi se pare un om de la care poți să-ți iei inspirație. Iar cartea lui, care povestește traseul ăsta al ultimilor ani, drumul din Marea Britanie și succesul în Statele Unite, e desavurat. Pentru un om din industrie, cum sunt eu. Și un cuvânt de încheiere, un mesaj pentru cei care se uită la acest filmuleț? Nu mă pricep nici la mesaje, nici la sfaturi. Spuneam la începutul interviului și cred că de fapt asta este cheia. 15% orice manual de well-being spune asta, 15% se trezesc printre oamenii de pe pământul ăsta, se trezesc mulțumiți că fac ceea ce le place. Restul de 85% sunt doar niște furnicuțe, sclavi, oameni care trăiesc cu povara obligațiilor de zi cu zi. Nu vă doresc decât să fiți dintre cei 15% dintre fericiți.